Salutare, prieteni! N-am ieșit încă din luna februarie, dar pare că a venit primăvara. Și pentru că de acum încolo lucrările se vor tot aglomera, ne-am apucat de treabă. În video de astăzi veți vedea cât e ceva despre capre, cât e ceva despre tractorel, pe care în sfârșit am apucat să-l folosesc anul ăsta. Și astăzi voi căra gunoi. Haideți să mergem să vedem ce fac caprele, pentru că e ora mesei și pentru ele. Am repus în funcțiune standul de muls. Făcut de mine anul trecut, am luat o plasă, un grilaj de ăsta de la Dedeman, am tăiat-o în două și am făcut o platformă și m-am socotit să o fac așa ca să nu rămână balega de la capre, să fie ușor de curățat și practică pentru ele. Aici avem o încuietoare foarte specială cu cifru. Practic, bara asta le blochează capul caprelor. Aici e undeva la 9 cm și aici cred că e 14. De data asta am și ajutor pe Sofia. Sofia e cea care iubește foarte mult caprele noastre, așa e, Sofia? Uh-huh. În special eduța. Că e eduța ta preferată de anul ăsta? Lundi, cea neagră. Lundi e cea negruță, așa e? Le dăm furaje granulate, avem un granulator mic în gospodărie și în rețeta acestor furaje avem doar porumb, orz, tărâțe și șrot de floarea soarelui. Din păcate am uitat să le adaug calciu, dar am făcut un lot mic care e pe terminate, cred că în două zile se termină. Nu, că dai pe jos așa. Apasă tare acolo. Lasă-l tot acolo. Așa. Am făcut un lot mic. Uite așa. Uite așa. O să ne facem noi o lopățică de aia de luat exact porția cât trebuie să o dăm la capre. Deci pentru că am uitat să le adaug calciu la capre, caprele au mare nevoie de calciu după fătare. Și ai terminat? Ele sunt foarte nerăbdătoare pentru că își primesc porția și la amiază. Haideți să le dăm drumul și apoi mai povestim. Pentru că la început și avem 5 eduțe la prima fătare, trebuie să umblu un pic după ele până le mai învăț să se urce frumos la strungă. O să le mărg un pic. Da, uite, de la Fifi. Fifi la a doua fătare și are două eduțe. Mare. Dar ce îi place laptele de capră, mamă. Astea ni-s căprițele la prima fătare. După cum vedeți, încă stare murdare pe la coadă. Le tot curățăm, dar până își termină curățăturile, mai durează un pic. Asta a fost mulsă bine de dimineață și nu mai are ied. O să vă arătăm ori într-o seară, ori într-o dimineață cum arată căprițele noastre înainte de mult soare. Unele sunt mai subte, altele mai puțin.
Dar după cum v-am obișnuit, o să facem și anul ăsta proba laptelui cam la toate căprițele. Gruia ar mai vrea. Bate-ți-n-ciu. Ține palma așa, să spună lăbuța în palmă. Mili, o fătata cu vreo 4 zile, iedul l-am luat de la ea pentru că l-am sacrificat pentru cheag și o să-i dau și ei îngăleată pentru că de seară o mulg. De la Silvii încă așteptăm să fete. Cu siguranță va făta 2 iezi pentru că e imensă. Începe să-i se adune lapte în pulpă, începe, dar nu știm exact când va făta. Uite, asta e Lundi, asta neagră. Momentan mai avem 5 ieduțe. Cea neagră e Lundi, cealaltă cum o cheamă? Vica. Aia e Vica. Două fetițe fără coarne deocamdată. Despre Lundi, negruța, nu sigur că are coarne sau nu. Mai evaluăm situația peste vreo 4-5 zile dacă începe să-i crească. Ce-i tu frumoasă? Da, cred că Lundi e preferata mea. Lundi, Vica. Mm-hmm. Și aici le avem pe cele 3 rănite pe care au fost ecornate astăzi. Prezintă-le tu, Sofia. Asta e Mana. Ieduța lui Dana. Mm-hmm. Asta e... alu Gina, cum o cheamă? Mina. Și asta e Vivi. Vivi? Vivi va rămâne la noi în fermă. Mana, de asemenea, va rămâne la noi în fermă. S-o liniști, biata, au suferit un pic astăzi. Și Mana. Mina. Și Mana. Da. Să vedem ce va mai făta Silvii. Probabil va făta încă un băiețel și o fetiță. Dar și dacă fată 2 iezi, nu ne deranjează. Silvii? Ce băiucu, când i-a dus puișorii? Silvii? Silvii? Așa, stați acolo, că vă păzesc acum cu nuiaua. Pentru că am doar 5 posturi acolo și 7 căprițe, de fapt 6, că Silvii n-o fătat încă, la Mili îi pun separat aici, deocamdată. Și asta e căprița pe care o stat Iedu astăzi încă. O stat Iedu până pe la 11-12. Sunt curios ce lapte o să dea și cât. Care o pulpă foarte frumoasă pentru o căpriță la prima fătare, minunată. Dar abonați-vă la canalul Orășan la Țară ca să vedeți proba laptelui la toate ieduțele astea căpruțe de acum la prima fătare. Gruia! 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 Ce faci, mă? Unde te vrei să meri? Aici îl place lui. Aici îi place lui pe fân. Să vadă căpruțele și ieduțele. Dar cam ceartă caprele. Ce faci? Ce faci, mădulău? No, no! Ce faci, Gruia? Da, ți-am dat lăptic, îți ajunge. Gruia? Ce te scarpini? I-am dat de parazitare, dar văd că se tot scarpină. No. Frumosule, te plictisești, unde ți-s ieduțele? Bun, merem la treabă. Stai liniștită, Silvi, că și tu vei primi în curând.
Nu-i mai dau. Nu le mai dau că una dintre ele, cred că Mili, o făta mai greu. Pentru că am început să le dau grăunțe și cereale și... Ia l-ai pe tractorel, mă așteaptă să-i dau de lucru. Mă mai întreabă câte unul altul, de ce nu vând tractorașul ăsta mic și să-mi iau unul mai mare? Păi sunt foarte multe motive și toate pot fi exprimate printr-unul singur. Nu sunt bani. Nu sunt bani de tractoare, că... Pe ăsta am dat... Am ajuns cu el la vreo 1700 de euro adus acasă, de la Bihor. Și... L-am luat cu remorcuța asta, cu un plug, cu o trupiță, cu un scarificator și cu o sămănătoare de azot sau distribuitor de azot, cum îi spune la ăla. E un tractoraș Goodprod de 15 cai putere, nu-i 4x4 și asta mă cam încurcă pe pensile astea, dar într-o zi bună, într-o zi în care nu-i foarte ud pe jos, tractorul ăsta are suficientă putere, tractorașul, să-mi car cu el o remorcuță, chiar și de gunoi, plină, plină. O să vedeți ce tare o umplu ca să mă duc în jos. Când urc pe deal în sus, sigur că o umplu mai puțin, cam la jumate. Dar dacă pământul e relativ uscat, poate să urce și deluțul ăsta. Am cărat lemne cu el, am cărat tot felul și mă folosesc de el așa cum pot. Sigur că visez și o să-mi iau măcar un 445 în viitor, cândva, poate într-un an, doi. Dar deocamdată anul ăsta suntem aglomerați de proiecte. Încă avem datorii considerabile pentru terenul din Cătun și ne descurcăm cu el bucuroși că-l avem și așa cum putem. De vreo un an jumate, cel puțin, dacă nu 2 ani, tractorașul ăsta o cam stat pe tușă. Am avut probleme grave cu ambreiajul și nici acum nu sunt rezolvate, așa că mi-am luat o baterie nouă. Și cu ajutorul acelei baterii, pentru că tractorașul pornește la automat, îl tot pornesc și îl opresc. Asta este. M-am săturat să aștept. M-am săturat să aștept soluționarea acestei probleme, pentru că fiind un tractor nemțesc, Goodprod, nu prea mai găsesc piese nici pe internet, dacă găsesc ceva sunt foarte, foarte scumpe. În principiu am probleme cu căței de la ambreiaj, cu inelul ăla care ține căței, cu discul ăla și cu rulmentul de presiune. Am găsit un alt rulment de presiune similar, dar e un pic mai mic și mi-a stricat discul ăla care ține căței. Și așa că lucru cu el așa cum pot, asta este. Eu mă mulțumesc. Mă mulțumesc, îți bucuros că mă pot folosi de el și dăm înainte. Și m-am obișnuit să fiu așa datorită faptului că eu venind de la oraș, practic n-am avut nimic. Am început la țară cumpărând un teren de 12 ari, 1200 de metri pătrați și de acolo ne-am tot întins. Am tot adăugat animale pe rând, prima dată niște găinușe, după aia am zis că ar fi bine să ne luăm o căpriță la copii. Căutând și informându-ne am aflat că o căpriță singură face foarte multă gălăgie și plânge, așa că ne-am luat două până la urmă. După căpriță, făcând câte un pic de brânzică, am considerat că e foarte important să avem la cine da zărul, așa că ne-am luat niște purcei. După purcei am zis că ne place laptele și produsele de la capră, dar vrem și o bivoliță. Avem pe măriuca, avem o purcică, avem vreo 15 capre cu tăcuiez, nu avem o gospodărie mare, suntem limitați ca buget, ca suprafață de teren, dar vă arătăm în videoclipurile astea aventura noastră de la țară. Eu o consider o aventură pentru că crescând la bunici în Cluj, cel mai mult îmi plăcea la țară. De-abia așteptam să vină vara, să ajung la bunici, să mă desculț și să fug în grajd, să verific ce face calul, ce fac bivolițele
Bine, după bivolițe trebuia să aștept să vină din ciurdă, de-abia așteptam. De-abia așteptam să le văd și să beau lapte de la ele. Păi stăteam ca ghiței lângă bunica până mulge de fiecare dată. E de acolo, din cana în care mulge, din oală. În fiecare seară când eram la bunica, beam lapte păsăturate și ocoale am crescut. Laptele de bivoliță pe mine era să mă omoare. Și vă povestesc acum cum. Când eram foarte mic, nu știu, să fi avut un an și ceva, am mers la bunici în satul Mășcaș, din comuna Chinteni, cu mama. Și tatăl meu i-a zis mamei să nu-i dai la Daniel lapte de bivoliță, că-i pe mic. Mami a zis bine, din ce știu eu povestea. Dar stând de pe acolo pe-n sat, cu babele de pe acolo de pe-n zonă, tăti o zis că cu babele de pe-n vecini, au început alea să insiste că dă-i la Daniel, dă-i că n-are nimica, dă-i că doar și eu l-am dat la copil și la nepo și la nu știu care. Și mămica mea a cedat la presiunea lor și mi-a dat lapte de bivoliță. No, atunci a început problema că la scurt timp, după ce mi-a dat lapte de bivoliță, a început să mă fac albastru, să-mi dau ochii peste cap, nu mai știam de mine. E bine, eu oricum nu știam că aveam un an și un tic, dar părinții și bunicii și tăți de pân zonă s-o speria tare. Și nu știu cum am scăpat, dar spuneți-mi voi dacă e bine sau e rău că am scăpat. Ideea e că am scăpat, i-a stăt acis viu și tăla de bolize m-am întors. Așa că din propria experiență, eu nu recomand să se dea laptele de bivoliță la copii foarte mici. Spuneți-ne voi, voi dați la copii dacă aveți bivolițe. Dați lapte la copii mici, așa de un an, lapte de bivoliță. Sau vă feriți. No, ia uitați cât am pus pe remorcuța asta. Am pus aici de numai. Dacă am de mărs numai în jos, nu mă deranjează. No. Mai pun un pic pe spate și mereu să o colim. Nu, nu mă încetuc. Dăm la buton. Anul trecut m-am bucurat tare mult că am avut un vecin de aici de aproape care a venit cu migul și m-a ajutat să duc vreo 4 miguri de gunoi. Însă în toată primăvara oamenii au ei treaba lor de făcut și n-au vreme, de obicei nu prea are omul vreme să meargă și la alții. La noi în sat, cine e gospodar și ține animale, are destul de lucru pentru el. Și m-am învățat așa cu ce am, să mă descurc cum pot. Sigur că mi-ai puțin de lucru dacă încarci o remorcă mare și te-ai dus și l-o tot împrăștiat cu paletele alea să nu mai dai la furcă, dar merem înainte cum putem și ne bucurăm că putem și atâta. Foarte, foarte multe râme în gunoiul ăsta. Extrem de multe râme. Așa că te-un tic.
Mai pornesc. Spun un pic de dicăluțul și se duce. Oameni buni, ăsta e video de astăzi. Ne ajută foarte mult reacțiile voastre, așa că vă rog să vă implicați și să dați un like, să ne scrieți în comentarii eventual care eduță vă place cel mai mult și o să continui treaba cu gunoiul, că am destul pe tătă ziua. Și apropo, abonați-vă la canalul Orășan la Țară dacă nu sunteți abonați, că tare multă lume se uită, tare puțină lume interacționează, tare puține like-uri, dar la cine îi place, dă și like. Și vă mulțumim, vă apreciem, vă salutăm și ne vedem data viitoare.